Salutare, prieteni! Dă-ți un like acestui videoclip dacă credeți în sirene sau în rovioane. Care e faza cu băiatul ăsta care spune atâtea lucruri controversate? Pentru că mai nou a devenit viral datorită discursului său despre muscă. Ce are, bă, frate, cu musca? Ce i-a făcut? De-o hate-uiești atâta? Musca este un element care nu aduce nicio atribută pozitivă. Astăzi vorbim despre mimul cu musca. Cine este Alexandru Pârgaru sau Alexandru Gură de Aur, băiatul din videoclipul cu pricina, și cum de-a explodat în ultima perioadă? Asta e seria în care vă explic mimurile, vă spun povestea din spatele mimului, cine sunt persoanele și așa mai departe. Nu uitați, subscribe la canal până rulează intro-ul, apăsați pe clopoțel și scrieți în comentarii despre ce mim vreți să vorbesc în următorul clip. În ultimul meu episod de pe canalul ăsta, secundar, v-am vorbit despre Olerit cu Brad Pitt, respectiv despre Silviu German, pentru că el a fost cel care a creat mimul. Vă spuneam acolo că videoclipul cu Olleritul a explodat abia după 2 ani de la apariție, pentru că lumea acum îl descoperă. Ei bine, tot Silviu German e responsabil pentru videoclipul cu musca. Asta pentru că el a făcut voice-over-ul pe clip, exact cum s-a întâmplat și la Olerit cu Brad Pitt. Dar e explicabil, datorită faptului că Silviu German a explodat în ultimul timp, e normal ca și alte clipuri de pe canalul lui să apară la recomandate. Unul dintre ele fiind Alexandru Gură de Aur, așa cum l-a numit maestrul German. Așa că a fost un fel de efect de domino. De-aia a devenit atât de răspândit clipul cu musca și de acolo paginile de mimuri au dat și de alte videoclipuri cu Alexandru în care spunea lucruri ieșite din comun. Cum ar fi că omul fără lumină nu mai vede? Și la ce vreau să mă refer? Omul fără lumină nu mai vede. Ia uite, mă! Ia, mă! Apuca mie și pula! Aaaa! Deci cu lumină vezi. A demonstrat că știe matematică. Hai să vedem. Să vedem cine nu e în clasă, cine e în clasă. Căpățână, Dragoș. 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 6 dau 7 în cele din urmă. 4 plus 3 este 7. Exact. Plus 2 de la 2016. Soarele are de fapt o altă culoare decât credeam. Toată lumea are impresia că soarele este galben sau roșu sau alb. Dar de fapt el este verde. Și că vine de pe altă planetă. Culoarea mea preferată este culoarea verde. Poate și din cauza faptului că vin de pe planeta Verdas, care este de culoare verde. Videoclipul original cu musca e mai amuzant decât credeți, pentru că prezentatorul emisiunii are o voce la care chiar nu vă așteptați. Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la o ediție cu... Acum că ați aflat de unde a plecat mimul ăsta, trebuie să-l înțelegem și pe protagonist, Alexandru Pârgaru. Cine e? Și de ce are ideile astea? Trecând peste faptul că lumea spune că are între 9 și 40 de ani și că sunt oameni care îl iau prea în serios și îl fac nebun, trebuie să vă spun că băiatul ăsta a avut niște probleme de sănătate. A avut 2 operații pe creier pentru un craniofaringiom, tumoare pe creier care i-a împiedicat creșterea în înălțime. Din cauza asta și confuzia în privința vârstei lui. Am citit un articol despre el din 2016 de unde am mai luat informații și atunci avea în jur de 23 de ani. Acum are cam 28 de ani. Dacă știți mai bine, corectați-mă. Din cauza problemelor de sănătate s-a refugiat în religie, după aia a dat-o și în misticism, să spună că e de pe altă planetă și în cele din urmă să facă trucuri cu o lingură. Alexandru Pârgaru e destul de articulat, poate să dezbată un subiect cu lejeritate, iar unele emisiuni au exploatat asta și l-au chemat să vorbească, să fie o sursă de entertainment. Acum motivul pentru care lumea râde are legătură cu absurditatea afirmațiilor pe care le face sau modul în care le spune, nu de problemele lui de sănătate, asta să fie clar. Words. Misca, musca, Mickey Mouse. Say it with me. Misca, musca, Mickey Mouse. Musca este un element. Trebuie să-i roșcai. Haide, dacă spui tu, Gherda. Acum mi-a intrat ceva în ochi. Nu-ți face griji. Musca este un element care nu aduce nicio atribută pozitivă nimănui.
Bun, cam asta a fost explicația mimului cu musca este un element. L-ați cunoscut și pe Alexandru Pârgaru, iar acum rămâne să-mi scrieți voi în comentarii despre ce mim vreți să vorbesc în următorul clip. Despre care mim vreți să aflați povestea. Mă gândeam să fac și o compilație cu cele mai bune mimuri cu Alexandru Gură de Aur, dar sper să nu expire până atunci. Așa că, salutării prieteni, pă-pă!